Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. În urmă cu exact o lună, postul TV Giurgiu a intrat în casele dumneavoastră. Recepționat în rețeaua NextGen, TV Giurgiu este cel mai ambițios proiect de televiziune din Giurgiu. Ne adresăm prin programele noastre întregii comunități, iar acum, la o lună de la prima emisie, ne bucurăm că primim semnale pozitive de la telespectatori și, deși suntem la început de drum, ne putem caracteriza prin profesionalism. Și ne mai face, da, de unde. Așa a fost la prima emisie TV Giurgiu. Emoție, bucurie și multe semnale pozitive de la telespectatori. De atunci a trecut o lună, iar TV Giurgiu se poate mândri cu o echipă redacțională de profesioniști care încearcă și sperăm că reușește să aducă pe micul ecran programe și emisiuni adresate întregii comunități. TV Giurgiu a venit ca o completare a cerințelor oamenilor într-o piață media în continuă dezvoltare. Talk show-uri, reportaje, cele mai importante și interesante știri, muzică populară din toate zonele țării. Toate acestea pot fi vizionate la TV Giurgiu. Postul nostru a intrat în casele dumneavoastră pe rețeaua NextGen, cu o grilă de programe ce crește de la o zi la alta, încercând să ofere emisiuni cât mai captivante și jurnale de știri pline de obiectivitate. La revedere, tabără dragă! La un moment dat, ni se părea, noi trei fiind, ni se părea cu totul ceva foarte, foarte ciudat. Ca la orice început, ne propunem să fim mai frumoși, mai deștepți, mai puternici. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în această seară în care vă invit să punem împreună punctul pe i. Sunt gata să urlu odată cu lupii pentru a scăpa cu viață, deci fac un compromis, dar chestia de a cotcodoci odată cu găinile mi se pare aiurea. Deci toate astea le-a făcut acest jucător englez în 5 minute. Mi-am dorit mereu sufletului meu. Melodiile din această seară îi le dedic cu mare dragoste mamei mele, Florica. La mulți ani și sus paharul. De o anumită categorie de oameni, rețineți? TV Giurgiu este un proiect frumos, ambițios, generalist și de încredere, care se ridică frumos în media giurgiuveană, care își propune să devină lider în ceea ce privește realizarea și difuzarea de programe de interes local. Prin urmare, a trecut o lună de când am început să emitem și am vrut să aflăm cum ne-au primit giurgiuvenii în casele lor. Cu entuziasm și bucurie, cam așa au urmărit giurgiuvenii primii pași ai postului TV Giurgiu în media locală. TV Giurgiu a intrat timid în casele giurgiuvenilor acum exact o lună de zile. Nu a trecut mult timp, însă telespectatorii și-au format deja o părere despre postul nostru de televiziune. Giurgiuvenii apreciază programele oferite de TV Giurgiu și le urmăresc cu interes. Ne urmăriți? Da! Și cum vi se pare? E super! Știrile despre Giurgiu, reclamele, e bine. La mulți ani! Mă bucur pentru TV Giurgiu. Ce să vă spun de emisiune? Mie îmi place cel mai mult că prezintă vremea. Asta ne interesează pe noi care ieșim dimineața din casă, cei care mai avem puține joburi, așa? Mă uit câteodată, mai mă uit. Când vreau să aflu și eu ce e prin Giurgiu ăsta... Un program bun, urmărit de către toată lumea. Nu suntem de prea mult timp în Giurgiu, avem decât o lună, dar suntem mulțumiți. Da, chiar ne place sistemul, îmi place modulul cu care emiteți, foarte frumos, țineți-o pe bine. Foarte frumos, să știți, chiar frumoasă și cum deschideți aspectul acela. E frumos, e ceva unicat. Cât despre ce ar vrea giurgiuvenii să urmărească pe postul TV Giurgiu, dorințele acestora sunt diverse. Ce v-ați dori pe viitor să vedeți la televiziunea noastră? La televiziune mai mult divertisment. Știri legate de oraș în principal, mici anchete pe problemele și sociale și
economice și a locurilor de muncă, deci exact ce ne interesează pe noi giurgiuvenii, că așa vedem antena, celelalte posturi, nu sunt ale noastre. Știri, informații, dar cât mai corecte posibil, în toate punctele de vedere. Să mă depărtați puțin de pur politic. Ce să fie educativ, social? Mai mult din județ, să știm tot ce se întâmplă, să ne punem și pe noi la curent tot ce se întâmplă în județ. Ceva legat de sănătate, ceva legat de nutriție, ceva legat de mediul școlar, ar fi binevenit, încep școlile. TV Giurgiu va ține cu siguranță cont de ceea ce vor telespectatorii să vadă pe post. E o chestiune de timp, pentru că suntem abia la început. Le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc și le promitem că nu îi vom dezamăgi. Să aveți o perioadă îndelungată, ani mulți, așa, cât o fi cablu TV, cât o avea. Număr record de cereri la Giurgiu pentru preschimbarea permisului de conducere. Circa 500 de persoane se înghesuie zilnic la unicul ghișeu al serviciului de permise. S-au făcut chiar și liste ca pe vremea răposatului, dar cu toate astea, certurile sunt inevitabile, iar nervii întinși la maxim. Numărul giurgiuvenilor care solicită un permis auto a ajuns în aceste zile și la 500 de persoane. Acest lucru se întâmplă din cauza noilor reguli ale codului rutier ce intră în vigoare de la 19 ianuarie. Codul prevede fișa medicală obligatorie emisă de o unitate sanitară acreditată. Această modificare a adus neliniște în rândul șoferilor giurgiuveni. Până la apariția noului cod rutier se făceau în medie 15-20 de permise pe zi. Cei 6 angajați ai serviciului permise fac față cu greu valului de clienți, muncesc zilnic 12 ore pe zi. De dimineață până la ora 14 se pot depune dosarele pentru eliberarea noului permis, urmând ca până la ora 20 să fie eliberate dovezile de circulație. Cozile interminabile de la serviciul permise sunt cauzate de existența unui singur ghișeu de depunere a actelor. Accesul la acest ghișeu se face pe baza unei liste făcute de cei prezenți la coadă, dar și așa oamenii tot așteaptă foarte mult timp. Al câtelea număr sunteți pe listă? 203. De cât timp așteptați? Păi am plecat dimineața de la 7 de acasă. Și cât timp credeți că o să mai stați? Păi trebuie să dau, să stau la două rânduri. O dată pentru acte și o dată pentru dovadă. După amiază încolo. 80 număr. Da. De cât timp stați? De, cum? De cât timp stați? Păi... am cam o oră și ceva, aproape de o oră jumătate de când stau aici. 260. De cât timp aștept? 10 minute. Când crezi că o să termin? Până la 4 cred că termin. În comparație cu alte județe, Giurgiu se află pe primul loc la eliberarea permiselor datorită numărului mare de cereri înregistrate pe zi și ritmului alert de muncă al angajaților serviciului permise. Dotarea tehnică prevăzută pentru județul Giurgiu constă într-o singură cameră de preluat imagini, potrivit șefului serviciului regim permise Giurgiu, comisar Mihai Predescu. Această dotare este stabilită de Ministerul de Interne și Direcția Generală de Permise și este calculată în raport cu numărul de locuitori ai județului. Pentru o suplimentare tehnică, timpul de așteptare pentru achiziționarea echipamentului este de câteva luni și nu se poate face pentru un interval atât de scurt, respectiv până la data de 19 ianuarie. Aparatul computer tomograf din Spitalul Județean Giurgiu este funcțional. Giurgiuvenii nu mai sunt nevoiți să stea pe la ușile spitalelor din București pentru a beneficia de acest serviciu medical. Zilnic, prin secția de imagistică a Spitalului Județean Giurgiu, trec în medie 10 persoane care vin pentru a-și face o tomografie. Aparatul de ultimă generație este funcțional din luna octombrie anului trecut și deservește pacienții din județul Giurgiu, în special secția de urgență a spitalului. Oamenii cu grave probleme de sănătate au scăpat de corvoada de a merge la București pentru o tomografie, sau nu puține au fost cazurile când urgențele medicale din camera de gardă trebuiau transferate către spitalele din capitală din lipsa acestui tomograf. Ce părere aveți despre faptul că avem în Giurgiu? Ceva în Giurgiu e ceva bun, bineînțeles. Nu e un lucru de rău.
Au oameni unde se duc, au siguranță, nu mai se duc la București, nu mai merg. E altă posibilitate de a verifica problemele oamenilor. E foarte bine, că dacă să mai dai un ban în plus să ajungi în București, asta e foarte bun. Că n-am făcut până acum, e prima dată când am venit pentru ăsta, dar mi se pare ceva corect. E bine că avem unde să venim. E o părere foarte bună că avem, pentru că am avut probleme, am fost la București pentru tomograf, se cheltuie o grămadă de bani. E foarte bine că avem la Giurgiu. Ar trebui să fie tot în Giurgiu. Giurgiuvenii și cei din jurul orașului Giurgiu nu se mai duc la București, deoarece aparatură de tomografie o avem și noi, este de ultimă generație, cum am spus. Ca să ajungă la tomograf, dumneavoastră trebuie să aibă bilet de trimitere de la medicul specialist de specialitate, deci nu de la medicul de familie. Pe baza biletului de trimitere de la medicul specialist, beneficiază gratuit de serviciul medical de tomografie computerizată. Pe baza biletului de trimitere și a diagnosticului respectiv de la medicul de specialitate, beneficiază de investigație gratuită, că se compensează plata prin casă. Singura piedică în acest moment este lipsa medicilor cu specialitate în imagistică. În acest moment lucrează 2 medici specialiști și vor veni în toamnă în secția de radiologie și imagistică a Spitalului de Urgență Giurgiu alți medici care acum se află la specializare. Nevoia de mișcare specifică vârstei îi împinge pe copiii și tinerii lipsiți de posibilități materiale să caute modalități de recreere de multe ori extreme. În lipsa unei susțineri minimale, cei mici își pun sănătatea și chiar viața în pericol. Pe fondul sărăciei și al lipsei de preocupare din partea celor care au păstorit orașul, în Giurgiu se practică sporturi extreme. Copiii din cartierul Oinac sunt obligați să trăiască la limita pericolului. În condiții de ev mediu, printre câini, gropi și gunoaie, cei mici trăiesc fără să-și dorească senzații tari pentru care unii ar da bani grei. Uneori își pun chiar viața în pericol pentru puțină distracție și mișcare. De pe derdelușul improvizat, aceștia pot ajunge sub roțile mașinilor de pe șoseaua de centură. Alteori, chiar părinții își pun proprii copii în situații riscante, asumându-și rolul de antrenori. Chiar dacă puține locuri unde se poate practica sport cu dotări și asistență adecvate nu sunt frecventate de copii și tineri. Motivul principal este lipsa banilor. Deși abonamentul lunar la o sală de fitness este de 65 de lei, pentru minori aceștia nu se prea îngrămădesc. Administratorul sălii de forță mărturisește că acum câțiva ani cei ce frecventau sala erau numai copii. Este un loc unde poți să te dezvolți, nu, fără să intri în anturaj și să faci alte lucruri periculoase, sub supraveghere. Acum, la aparatele de forță nu mai au acces decât adulții. Deși se fac eforturi pentru a percepe prețuri accesibile, părinții nu-și mai pot permite să investească în sănătatea copiilor lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Mașinile înmatriculate în Bulgaria, precum și taxele auto, constituie subiecte în dezbatere chiar și pentru unii politicieni locali. De pildă, liberalul Tudor Pașol este nemulțumit de faptul că sume importante de bani trec în statul vecin în loc să intre la bugetul local. Atitudinea lui Pașol ar fi una închegată dacă ar veni și cu propuneri concrete de rezolvare. Faptul că un număr mare de autoturisme ale giurgiuvenilor sunt înmatriculate în Bulgaria îl face pe reprezentantul Biroului Politic Permanent al PNL Giurgiu, Tudorel Pașol, să-și exprime părerea legată de prejudiciile aduse la bugetul local. Știm bine că foarte multe autoturisme sunt înscrise în Bulgaria. Lucrul acesta, într-un fel, aduce cel puțin două prejudicii. Unul este legată de taxele și impozitele pe care comunitatea locală ar putea să beneficieze de ele și, bineînțeles, acestea vor veni în sprijinul cetățenilor din municipiul Giurgiu. În opinia lui Tudorel Pașol, posesorii mașinilor cu numere bulgărești au mai mult de furcă în cazul implicărilor în accidente de circulație. În urma unor accidente care au avut loc, persoanele care au avut mașini înmatriculate în Bulgaria, a fost foarte greu pentru a-și recupera sau pentru a-și repara autoturismul. Cum problema nu și-a găsit rezolvare la nivel național, Tudorel Pașol afirmă că autoritățile sau instituțiile de profil vor găsi soluțiile necesare. În România sunt depistate de 6,3 ori mai multe femei cu cancer de col uterin față de restul țărilor din Europa. Numai în fiecare lună la Giurgiu sunt depistate 4 femei care suferă de această maladie. Boala este descoperită adesea în stadiu avansat, când medicul nu mai poate face nimic.
Sub programul național de screening pentru depistarea cancerului de col uterin a fost demarat și la Giurgiu la jumătatea lunii octombrie anului trecut și în cele 3 luni de aplicare prin cabinetul de specialitate au trecut aproape 500.000 de femei. Acestea au beneficiat de servicii medicale de specialitate și din fericire nu a fost diagnosticată niciuna cu cancer de col. Programul de screening are alocat un buget pentru testare destul de mare, dată fiind incidența acestei boli, iar la Giurgiu, pentru ultimele 3 luni ale anului 2012, au fost alocate aproape 70.000 de lei. Coordonatorul acestui program este medicul primar de obstetrică-ginecologie, Ileana Popescu, care ne-a declarat destul de nemulțumită că, deși se adresează tuturor femeilor, cele care într-adevăr ar trebui să-și facă testul Papa Nicolau sunt cele din mediile defavorizate și care nu au acces la serviciile medicale. Scopul acestui program este ca părțile mai nefavorizate, mai defavorizate ale societății, vorbesc acum de nivel de Giurgiu, cele neasigurate să poată participa, să poată să vină să le recoltăm acest Papa Nicolau. Din păcate, ele nu vin. Pentru că ele nu știu care-i procedura și nu știu că și dacă sunt neasigurate pot participa. Pașii pe care o pacientă i-are de urmat pentru a-și putea face gratuit testul Babeș Papa Nicolau sunt simpli. Se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru a primi consiliere cu privire la prevenția bolii. Tot aici se va stabili și dacă aceasta se poate încadra în program. Medicul de familie va informa pacienta și va elibera un formular care asigură înscrierea în program. Una din cauzele ce duc la apariția cancerului de col uterin este infecția cu virusul HPV. Medicii de specialitate sunt de părere că educația medicală privind bolile cu transmitere sexuală este precară sau lipsește cu desăvârșire, mai ales în rândul tinerilor. Un material despre cancerul de col uterin și cum putem preveni această boală puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi mergem mai departe. Casa de ajutor reciproc Giurgiu pentru pensionari este sufocată de cereri din partea persoanelor care au nevoie de bani. Numărul celor care au apelat la această instituție s-a dublat în ultimul an și a ajuns să numere 16.000 de membri. Casa de ajutor Giurgiu rămâne unicul punct de sprijin pentru pensionarii giurgiuveni, fie că au făcut un împrumut pentru diferite intervenții chirurgicale, fie că vor să vină în ajutorul celor tineri, bătrânii apelează necondiționat la acest împrumut. În perioada de iarnă, numărul pensionarilor care apelează pentru un împrumut la CRE este foarte mic, dar totuși, în fiecare zi, așteaptă cineva la ghișeu pentru bani. Pentru ce așteptați? Să iau niște bani împrumut. Pentru ce faceți împrumut? Pentru să-mi plătesc datorii, să plătesc ce-mi trebuie. Nu mi-ajunge pensia. Pentru ce? Cât luați? Păi, am 27 mi-a aprobat. Ca să iau bani, împrumutul. Da. Pentru ce ați făcut împrumut? Mai iau lemne, că e iarna grea, dracu, e frig, e aer. Iau 6 milioane, 2000 de kg de lemne. Da. Pe ce sumă ați făcut? Poftim? Pe ce sumă ați făcut? Pe 6 milioane. Numărul de membri înscriși este de 16.000 în județul Giurgiu și 12.000 în oraș. Față de anul 2011, numărul persoanelor care au apelat la această instituție este cu 1.500 de persoane mai mic față de 2012. La ora actuală, numărul membrilor la CEARE este de 16.000. În creștere față de anul 2011 cu 1.500 de membri. Care este suma medie? Împrumuturilor, dar suma medie a împrumuturilor este de 2.000 de roni. Este suma cea mai des împrumutată, este ușor de restituit, iar suma maximă, deci acordăm împrumuturi maxim de 7.000 de roni. Dar 7.000 de roni este o sumă care este mai greu de restituit. Suma medie împrumutată de pensionare este de 2.000 de lei și poate fi achitată în 7 sau 9 rate, iar suma maximă care poate fi împrumutată este de 7.000 de lei. Giurgiuvenii nu prea dau pe la muzeu. Numărul celor care au călcat pragul Muzeului Județean Teohari Antonescu în 2012 este mic în comparație cu alte instituții similare din țară. Noaptea Muzeelor, eveniment organizat în fiecare an, este singurul care atrage vizitatori. Numărul celor care au vizitat în 2012 Muzeul Județean Teohari Antonescu a rămas constant. La fel ca în ultimii 4 ani, instituția a înregistrat 1.500 de vizitatori pe an. Giurgiuvenii, în general, oamenii maturi, vin mai rar la muzeu. În general, publicul
vizitator este format din elevi. Iar aceștia vin de regulă în momentul când au lecții deschise, spre sfârșitul semestrelor, trimestrelor și așa mai departe. Există și o explicație pentru numărul scăzut de vizitatori. Să știți că, în general, la muzeele aflate în orașe, în orașele de câmpie, în general, și am în vedere și Alexandria și Călărașul și nu numai, fiind orașe mai puțin evoluate din punct de vedere cultural, este explicabil de ce nu vin oamenii, dar nu numai aceasta. Sigur, mai sunt și alte cauze determinate de nivelul de viață al oamenilor, determinate de greutățile prin care trec, determinate de faptul că au venituri foarte mici și abia se asigură, dacă se asigură traiul, vorbesc de majoritatea oamenilor. Muzeul Județean este structurat pe 4 secții: arheologie, istorie, etnografie și istorie memorială. Secția de arheologie are de anul trecut un nou design, iar aici pot fi văzute exponate inedite. Din păcate, giurgiuvenii nu se prea înghesuie la Muzeul Județean din oraș. Asta deși prețul unui bilet este modic, 4 lei pentru adulți și 2 lei pentru elevi. La secția de arheologie, vizitatorii pot vedea exponate și din perioada Neoliticului, vechi chiar și de peste 5500 de ani. La secția de istorie sunt prezentate marile personalități medievale și tot ce ține de istoria locală. Într-una din sălile secției de istorie s-a insistat pe Mihai Viteazul datorită legăturilor cu Giurgiu prin lupta de la Călugăreni. Avem aici expuse arme din epoca medievală și ilustrații cu monumente dedicate marelui voievod. Muzeul Județean Teohari Antonescu este deschis publicului interesat de marți până duminică între orele 9 și 17. Giurgiuvenii din Constelația Eminescu sunt așteptați marți, 15 ianuarie, la o serie de manifestări dedicate marelui poet. Vor avea loc acțiuni în Parcul Alei, la Muzeul Județean și la Ateneu. Cenaclul literar Luceafărul invită iubitorii versului eminescian marți, 15 ianuarie, ora 10:30, la tradiționalul pelerinaj la statuia poetului Mihai Eminescu din Parcul Alei. Manifestarea literar-artistică, intitulată Aproape de Luceafăr și prilejuită de împlinirea a 163 de ani de la nașterea poetului național, va continua în foaierul Muzeului Județean Teohari Antonescu, unde se va derula recitalul de muzică și poezie dintre sute de catarge și unde se vor organiza expoziții de carte și artă vizuală cu genericul popas eminescian. Se vor prezenta noutăți editoriale precum și calendarul personalităților giurgiuvene pe luna ianuarie. Va putea totodată fi vizionat filmul Memorialul Ipotești, o incursiune în universul eminescian. Manifestarea culturală va pune la oaltă oameni de cultură și artă, scritori, elevi, cadre didactice, iubitori de literatură, reprezentanții administrației locale. De asemenea, la ora 11 la Ateneul Giurgiuvean, Centrul Cultural Ion Vina și Tică Lumânare, alături de artiști Eugen Cristea, Mariana, Simion și Nelu Chiripuci, precum și Taraful Doina Dunării, alături de alți artiști giurgiuveni, vă invită la un moment de desfătare prin muzică și vers din creația eminesciană. Intrarea este liberă, dar mai ales onorantă. 2012 a fost un an plin de activitate pentru Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu. Anul trecut s-au efectuat 10.000 de lucrări de specialitate, din care circa 3.500 în regim de urgență. În același an s-au emis 95 de titluri de proprietate. Numărul cererilor înregistrate pentru efectuarea lucrărilor de specialitate la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu a crescut cu 2% în primele 9 luni ale anului trecut față de perioada similară a lui 2011. Lucrările săvârșite de instituție în perioada ianuarie-septembrie 2012 s-au apropiat de 41.500. În perioada ianuarie-septembrie 2012 a fost un număr de 41.309 lucrări, dintre care, în regim de urgență, 3.474. Reconstituirea dreptului la proprietate conform uzanțelor legale a condus la atribuirea a 130 de hectare și 95 de titluri de proprietate pe domenii diferite. În perioada ianuarie-septembrie 2012, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis un număr de 95 de titluri de proprietate pentru o suprafață de 130.000,44 de hectare.
pentru beneficiarii prevederilor legii 18/91 un număr de 55 de titluri de proprietate în suprafață de 82,36 de hectare. Pentru beneficiarii prevederilor legii 1/2000 un titlu de proprietate în valoare de 0,66 de hectare. Pentru beneficiarii prevederii legii 247/2005 un număr de 39 de titluri de proprietate în suprafață de 47,42 de hectare. Tranzacțiile legate de terenuri sau imobile pot fi dependente de serviciile Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar conducerea instituției afirmă că giurgiuvenii mai au multe de rezolvat în ceea ce privește proprietățile lor. Am avut parte de ger în aceste zile la Giurgiu, să vedem însă vineri cum va fi vremea. Regiuni din țară ninge, însă Giurgiu nu are parte de zăpadă. Vremea se menține rece, iar temperatura maximă nu va depăși joi noapte minus 6 grade Celsius. Vântul va bate ușor din direcția sud-vest. Vineri la Giurgiu cerul va fi acoperit parțial de nori, iar temperatura maximă va fi de 3 grade. La Mihăilești și Bolintin Vale se va înregistra vineri minus 1 grad. În nordul județului temperaturile se vor situa în jurul valorii de 0 grade, iar în sud termometrele nu vor arăta mai mult de 2 grade Celsius. Încheiem știrile cu pastila zilei. La împlinirea unei luni de la prima emisie, de când cu generozitate ne primiți în casele dumneavoastră, spunem cu decență Soreștian: am văzut lumina pe pământ și ne-am născut și noi să vedem ce mai faceți. Sănătoși, voinici, cum o mai duceți cu fericirea? Noi avem timp de întrebări, dar și de răspunsuri și da, ne place că suntem cu dumneavoastră și avem speranța că împreună o să vedem soarele. Știrile se încheie aici, rămâneți cu noi, imediat după jurnal puteți urmări o ediție specială, iar apoi de la 19:30 de minute, emisiunea Giurgiu înainte de toate, realizată de Gelu Brebenel. Apoi urmează emisiunea Oameni și Destine, realizată de Mihai Dândăreanu. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine!